sfârșit, drumul național 64 intră în consolidare. DN64 este singura cale de acces către stațiunea Băile Olănești și către alte patru localități componente, Tisa, Comanca, Pietriș și Gurguiata. De aproape 9 luni, accesul în stațiunea balneoclimaterică este în pericol după ce o alunecare de teren a afectat o porțiune din drumul național de la intrarea în localitate. Deși alunecarea de teren din 15 martie a antrenat o prăbușire din carosabil, nici până acum problema nu a fost rezolvată, deși structura drumului național 64 a fost afectată, punând în pericol conducta de gaz metan și rețeaua de apă. Autoritățile locale, județene și parlamentarii vâlceni au făcut nenumărate solicitări pentru rezolvarea cât mai urgentă a alunecării de teren de pe drumul național 64, însă degeaba. Abia acum, după atâtea luni de așteptare, lucrările sunt pe cale să demareze în condiții de iarnă, din păcate. Am tot discutat cu factorii decizionali la Consiliu, la Asociația Orașelor din România. Trebuie modificată legea în sensul că ceea ce s-a întâmplat la noi la începutul lunii martie a fost o situație de urgență, o calamitate și trebuia să se acționeze ca atare. Da, tot în regim de urgență exista posibilitatea, datorită precipitațiilor abundente care au fost în vara aceasta, practic drumul să fie distrus în totalitate și nu știu cum găseam o soluție să putem ajunge în stațiune, deoarece drumul național reprezintă singura cale de acces către localitate. S-a intrat în procedură normală, s-au făcut referatele de specialitate, s-a făcut procedură de achiziție, bineînțeles cu contestații, cu tot ceea ce presupune complexitatea acestei acțiuni. Într-un final, acum două săptămâni, s-a finalizat, s-a semnat un contract, a venit firma care execută lucrarea, am eliberat certificatul de urbanism și autorizația și urmând să obțină avizele și chiar săptămâna trecută începuseră, au deviat cursul apei ca să poată interveni în zonă. Se va executa un zid de sprijin pe o lungime de 40 de metri. A apărut o situație probabil în proiectare, a trebuit să se întrerupă lucrarea, s-a obținut completarea proiectului și începând de astăzi vor reîncepe lucrările și avem asigurarea că în 30 de zile, dacă timpul permite, că observăm că iarna a venit mai devreme anul acesta, să putem să realizăm lucrarea, consolidarea drumului național și să se circule în condiții de siguranță, de securitate, pentru că odată cu din soarea se înrăutățesc. Trebuie să țină cont de faptul că era făcută sfată mai repede lucrarea, pentru că este un care teren de acolo, avem conducta de gaze. Nu mai vorbesc de conducta de gaze. Ajunsesem să discut, vă spun sincer, despre tot ce înseamnă pericolul unei avarii la conducta de gaze, apă, canalizare, încât la un moment dat turiști, vorbesc de lunile iulie-august, sunau la primărie și întrebau, domnule, se mai poate ajunge în stațiune? Lucrările de consolidare pe drumul național 64 la intrarea în stațiunea Băile Olănești ar trebui finalizat în 30 de zile, însă slabe speranțe ținând cont că iarna a început să-și facă din plin prezența. Prințul Charles al Marii Britanii, sursă de inspirație pentru membrii unei asociații din Comuna Vâlceană Vaideni, după modelul moștenitorului coroanei britanice care a readus la viață sate uitate din Ardeal, membrii Asociației Culturale Moștenitorii din Vaideni și-au pus ambiția să salveze cât mai multe căsuțe tradiționale aflate într-o avansată stare de degradare. Până acum au identificat 15 astfel de locuințe, câteva dintre ele având peste 200 de ani vechime. Vine mai aici, am lângă mine. Hai, mă, lângă mine. Tu ești al meu. Tu ești al meu, mă. Tu ești al meu, mă. Gata, nu mai dă gata. Ion Dinulescu, sau Zimbrul, cum este cunoscut în comună, este proprietarul unei căsuțe construită în 1887. Aici și-a petrecut o mare parte din cei 83 de ani și tot aici au crescut patru dintre copiii săi. Am 83 de ani. Doamne ajută. Uite, aici m-am născut. Eu am stat... Și patru copii ai mei s-au născut, tot aici.
că nu mă lăsa să mă mut în vară, că zicea că zidurile noi și îmbolnăvesc copiii. Că cășile vară s-au făcut în 2 ani, în 3 ani s-au fost gata, cum să văd și acum, mă, tot. Da. A trebuit să joc un cântă părinți, că nu aveam cum. Casa asta e făcută din 1887. O altă căsuță care a trecut testul timpului este cea a lui Grigor Niculescu, care timp de 2 ani a fost pompier la Palatul Regal din București, pe vremea regelui Mihai I. Construcția reabilitată în urmă cu puțin timp adăpostește obiecte vechi de peste 100 de ani. Este casă foarte veche a socrilor mei, Grigore și Ioana Niculescu, iar noi am preluat-o ca moștenire și am transformat-o așa cum se vede, cu obiecte tot de la ei rămase, tot ce conține pe pereți, totul, n-am schimbat absolut nimic, doar am igienizat și am aranjat-o puțin, atât. E normal să păstrez o amintire a bunicilor și a părinților. Asta e întoarcerea în timp în casa părintească. 4 din cele 15 locuințe vechi din comuna Vaideni pot fi vizitate de turiști, iar proprietarii speră să le și poată închiria în viitorul apropiat celor interesați să experimenteze viața la țară. A pornit cu câțiva ani, când împreună cu fiicuța de-a mea hoinărind pe străzile satului, pe ulițele satului, ne-am gândit că ar fi foarte frumos dacă am putut să surprindem în imagini câteva dintre din ultimele case tradiționale din Vaideni. Și astfel, în vara anului 2015, am avut primul proiect împreună cu domnul fotograf Aurel Rapa, unde am adus o colecție de câteva fotografii care includeau 16 case pe care noi le-am identificat ca fiind vechi de peste 100 de ani. Mai târziu am revenit asupra acestui proiect și cum noi am reușit să ne, între timp am reușit să ne formăm o echipă mai mare pe care să o înregistrăm ca ONG, am decis că e foarte important să revenim asupra acestui proiect pe care noi îl considerăm un manifest de pentru salvarea și conservarea caselor tradiționale din Vaideni. În luna octombrie a acestui an, membrii Asociației Moștenitorii au mers la Roma pe urmele lui Badea Cârțan pentru a marca centenarul într-un mod deosebit și de a face cunoscut portul popular din zona în care s-au născut. 100 de stejari plantați pentru centenar în Horezu. Puieții au fost plantați pe islazul de la marginea localității în zona Treapta, în prezența ministrului Apelor și Pădurilor Ioan Deneș, precum și a directorului Rom Silva Gheorghe Mihăilescu. Mai bune! Stejar n-am mai plantat, dar în schimb am plantat alte tipuri de specii. La mine acasă, dacă doriți, am plantat aproximativ 60 de, lăsați cântând, 60 de pomi fructiferi pe care am grijă în fiecare primăvară, toamnă, vară. Veți mai veni să-l vedeți, domnul ministru? Cu siguranță. Cu siguranță. Nu, nu. Am să vin și fizic să-l văd. Mai ales că e foarte aproape de drum. Bună ziua tuturora. Este o emoție pentru mine astăzi să fiu aici pe platoul Treapt de la Horezu. Ideea a plecat de la acești arbori izolați, care au crescut natural, și am zis că este datoria noastră să venim ca în anul centenarului să mai plantăm încă 100. Pentru mine este emoție să văd astăzi atâta oameni dragi, localnici, comunitate locală, presă locală, copii, inspectorat școlar, autorități locale. Mulțumesc tuturor care au fost alături de mine. Iată că putem face proiecte frumoase și putem continua pentru cinstea noastră și a României la 100 de ani
de la făurirea Marii Uniri. Vă mulțumesc! Sunt alături de dumneavoastră, rămân cu sufletul aici și aici mă voi întoarce. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule director general! Știu că sunteți alături de noi și vă mulțumesc încă o dată. Să mai stai încă 10 ani acolo la guvern. Să stea până la următoarea, la 200 de ani. De la acțiunea de plantare nu au lipsit reprezentanții ai autorităților județene și locale. Cu toții au primit certificate de adopție pentru puieții plantați. Președinte, ați mai plantat până acum stejar vreodată? Păi eu sunt născut la Nicolae Bălcescu, în județul Vâlcea. Da. N-am plantat numai stejar. Când eram la școală, ne duceau și plantam plute, ziceți, salcâm. Da. Sigur că da. Smeură! S-a muncea pe vremea a comuniștilor. Și zeci de voluntari preșcolari și elevi ai liceului Constantin Brâncoveanu din Horezu au îndurat frigul și ploaia pentru a participa la acțiunea de ecologizare. Aceștia spun că vor face tot posibilul ca arborii să se dezvolte bine. Sper că este o activitate foarte bună și importantă, mai ales pentru cei micuți, fiindcă noi suntem mari și realizăm importanța acestui an, dar ei sunt foarte mici și faptul că știu că aceasta este o activitate realizată pentru anul centenarului este foarte important. Mulțumesc tare mult! De ce ați venit astăzi aici? Pentru ce sunteți aici? Ca să plantăm copaci. Ca să plantați stejari? Da. Și o să veniți după ce se termină plantarea, eu știu, în zilele următoare, da, să vedeți cum le merge stejarilor? Ne puteți să vină. Ce părere aveți despre acțiunea care... Mi se pare o idee foarte interesantă. Da, nu mă așteptam să plantăm așa ceva chiar aici în Horezu. Și ce simți în momentul ăsta? Adică o să ai stejarul tău cu certificat, cu număr de GPS, cu absolut tot. Mă simt foarte bucuroasă. Foarte bucuroasă. Și ce părere ai? Și o să vii să-l vezi? Da. Cu siguranță, nu? Dacă o să fie, eu știu, la vară foarte secetă, o să veniți să-l udați? Și o să-l udați, nu? Am venit să plantez un copac, un stejar. Da. La peste 100 de ani să fie mare. Am înțeles. Cum te simți în aceste momente? Faptul că o să ai copacul tău, o să-l plantezi, presupun că o să vii să vezi dacă e bine, dacă îi merge, dacă crește. Da, mă simt bine, mă simt bucuroasă că o să am copacul meu. O să vii să-l vezi în lunile următoare, să vezi cum îi merge copăcelului tău? Da. Elevii și autoritățile care au participat la acțiune vor primi un certificat de adopție pentru puieții plantați, în care vor fi trecute inclusiv coordonatele GPS ale copacilor, de care vor trebui să aibă grijă și de acum înainte. Pentru a lega centenarul de sufletul și de sufletul oamenilor din Horezu și nu numai, am hotărât ca fiecare stejar în parte, având coordonatele GPS pe groapa care se va planta practic, să fie printr-un document oficial legat de către cel care îl plantează. Și fiecare
copil, fiecare tânăr, că avem și clasa 12, fiecare om care va face această plantare, știe că este sejarul lui, răspunde de acel sejar și după, să zic așa, va lăsa mai departe urmașilor lui, va continua și sper la 200 de ani, la centenar, la aniversare, la 300 de ani, urmașul respectivei persoane să fie de față cu certificatul mână și să poată spune este sejarul. Cei 100 de stejari au fost oferiți de direcția Silvică Vâlcea, silvicultorii fiind implicați și în asigurarea asistenței tehnice la plantare. Evenimentul a fost organizat în cadrul unui parteneriat între Ministerul Apelor și Pădurilor, Regia Națională a Pădurilor Romsilva prin direcția Silvică Vâlcea și Primăria Horezu. 1918 în județul Vâlcea. În primăvara anului 1918, autoritățile germane care au ocupat Râmnicu Vâlcea și nordul județului au emis o serie de ordine prin care reglementează comerțul cu produse alimentare. Vâlcenii au nevoie de autorizații speciale pentru a-și vinde produsele, iar comerțul cu lapte și brânză de oaie este strict interzis. Spuneam și în emisiunile trecute, administrația germană a fost extrem de atentă, riguroasă, era firesc și, prin urmare, niciun aspect al vieții obișnuite, al vieții de zi cu zi, nu a rămas fără a fi controlat. Prin urmare, dacă vă spuneam și în emisiunile trecute tot ce a însemnat parte de agricultură, pentru că reprezenta principala noastră bogăție a județului, resursele subsolului, solului erau foarte importante și au acordat o atenție specială acestui fapt. Dar, de exemplu, la fel de intens a fost controlat și comerțul. De exemplu, pentru exercitarea comerțului cu produse alimentare în cadrul județului, în județul Vâlcea, o persoană trebuia să solicite comenduirii germane aprobare și eliberarea unei autorizații speciale pe baza căreia putea să exercite această activitate. În această categorie intrau, de exemplu, băcăniile, lăptăriile, magazinele de coloniale, brutăriile, restaurantele, hotelurile, măcelăriile, debitele de băuturi spirtoase, abatoarele, birturi, cafenele, pensiunile, deci cam toată gama, toate localurile prin care se putea face comerț, excepție făcea doar comerțul ambulant, comerțul exercitat de persoane în piețe, în spații libere, neamenajate. Sistemul de învățământ vâlcean a fost de asemenea afectat în timpul Primului Război Mondial, iar cele mai multe școli din județ au fost închise începând cu anul 1917. Școlile, de exemplu, au fost foarte afectate de desfășurarea războiului. Pe de o parte, din cauza lipsei cadrelor didactice calificate, învățătorii, profesorii se aflau pe front, apoi a lipsei mijloacelor materiale necesare bunei funcționări a școlilor, a lipsei mijloacelor materiale pentru părinți care nu puteau să-și trimită copiii la școală pentru că nu aveau cu ce să îi îmbrace, cu ce să îi încalțe, pe de o parte. Iar pe de altă parte, trebuie să vorbim și de incapacitatea autorităților de a organiza desfășurarea cursurilor școlare. Așa se face că, de exemplu, anul școlar, pe tot parcursul anului 1917, școlile nu au funcționat. În timpul ocupației au fost închise. De-abia după încheierea armistițiului și apoi a păcii de la București din mai 1918, aprilie-mai 1918, au început să se ia primele măsuri pentru redeschiderea cursurilor școlare în județ. Ca urmare, Ministerul Instrucțiunii și Cultelor va solicita tuturor revizoratelor școlare din țară înaintarea unor rapoarte din care să rezulte situația școlară, precum și situația personalului didactic, înainte de ocupație, dar și în anul școlar 1917.
1916-1917. Situația, de asemenea, au cerut date despre starea localurilor, dacă mai erau sau nu capabile să desfășoare activități școlare, situația, de exemplu, mobilierului școlar sau a arhivelor, dacă s-au păstrat, dacă mai erau, nu mai erau, au fost distruse de ocupantul german. De exemplu, s-au solicitat date referitoare la situația școlilor rurale. Ce interesa, de exemplu, la momentul acela, care a fost situația înainte de ocupație, adică comunele, cătunele în care funcționau școli, numărul posturilor cu care școlile respective trebuiau să funcționeze, dacă școala avea local propriu sau era închiriat, în ce stare se afla localul, apoi numele învățătorilor de la fiecare școală, câți erau titulari și câți erau suplinitori. Același tip de situație au cerut-o inclusiv de la școlile urbane. Apoi, după ce au avut acest tablou al situației de dinainte de ocupație, au cerut date despre ce s-a întâmplat în timpul ocupației germane și s-au cerut date despre comune, cătunele în care funcționau de asemenea școli, dacă școala a fost deschisă în timpul ocupației sau nu, sau mai, dacă au fost situații de genul acesta. Numele învățătorilor care au predat, numărul copiilor care s-au mai dus la școli în perioada respectivă și s-au luat ca etalon, fac aici o paranteză, ultimul recensământ al copiilor și recensământ școlar făcut înainte de începerea războiului în 1916. Apoi, recensământ în județul Vâlcea. Da, se făcea un recensământ al elevilor și acum se cer situații de către inspectoratul școlar, cât sunt de vârstă școlară, pe sexe, câți erau băieți, fete și așa mai departe. Au cerut date despre numărul elevilor care au frecventat, regulat școlile, cursurile școlare, câți au mai prezentat la examenele de absolvire organizate, de asemenea date despre situația arhivei, a mobilierului, a localului în general, a localului școlii în general. De fapt, toate aceste situații, ce se dorea prin ele? O radiografie cât mai exactă a situației învățământului din județul Vâlcea după 1916 și a nevoilor materiale și nu numai. Din documentele păstrate la Direcția Județeană a Arhivelor Naționale rezultă că multe dintre școli au fost distruse de trupele germane și austriece în toamna anului 2016, când au ocupat județul. În cazul școlilor, în toate rapoartele am văzut această descriere a momentului în care ocupantul, în toamna lui 1916, intră în școli cu cai, le transformă în grajduri, distrug, vandalizează și așa mai departe. Au existat însă și situații când școlile au fost vandalizate chiar de localnici care au preferat să-și trimită copiii la muncă. Am ales din toate aceste relatări și rapoarte ale directorilor școlilor înaintate autorităților un raport din al directorului școlii din Sfârleni, care povestește un lucru foarte interesant, că școala din sat nu a fost devastată de către ocupantul german sau austro-ungar, care Sfârleniu era în zona Gușoieni, deci era sub administrația austro-ungară, a fost devastată de către locuitorii satului. Și chiar am să vă citesc din raportul respectiv, pentru că el, învățătorul, directorul școlii, radiografiază foarte bine situația și merge ceva mai în amănunt și mai în esența lucrurilor atunci când descrie situația respectivă. Și spune așa în raportul respectiv, zice, școala a fost devastată de către locuitorii satului, care, citez, nu simte nevoia unor asemenea instituții, dar văd în ele niște forțe, adică școală în general, dar văd în ele niște forțe care se pun în calea de dezvoltare a lor, răpindu-le copiii de la muncă. Și continuă el, au o groază pentru școli, cum au ciobanii pentru lupi și urși care le atacă turmele lor. Să fie această stare de fapt din cauza ținutei învățătorului, din cauza defectuozității legii care nu ține seama de gradul intelectual al poporului sau din cauza poporului. Poporul nu poate fi vinovat, după cum nici vita nu e vinovată dacă face pagube, ci stăpânul care o conduce e de vină că o lasă să facă rele și o obișnuiește cu obiceiurile rele.
Iar este concluzia, o radiografie. Da, extraordinar. Mi-a plăcut foarte mult raportul acestui învățător. Iar concluzia este chiar amară și îl încheie așa, concluzia raportului. Legea, neținând seama de interesele poporului și ale slujbașilor, face să continue o stare culturală șubredă, care în momentele mari, când se cere mai multă coeziune sufletească, păturile sociale se deslipesc ca picăturile de apă puse pe vârful piramidei. Este teribil. Da. Este, da. El a mers, de când face descrierea acestor distrugeri, în general, majoritatea directorilor de școli s-au rezumat la a prezenta efectiv o listă acestor distrugeri și... Acest director a făcut și o analiză. El a făcut o analiză ceva mai amplă a situației și mai profundă. În aprilie 1918, după ce Ministerul Instrucțiunii și Cultelor a hotărât ca toate cheltuielile materiale ale școlilor din mediul rural să fie achitate de Casa Școalelor, în mai multe localități s-au reluat cursurile. Deputatul Lovin face demersuri pentru urgentarea apariției normelor de aplicare a legii care ușurează introducerea gazelor în localități. De la tribuna Parlamentului, deputatul vâlcean Dumitru Lovin l-a interpelat pe ministrul energiei Anton Anton, cerându-i acestuia să-i comunice când vor apărea normele de aplicare a legii care ar permite primăriilor să organizeze singure licitații privind introducerea gazelor naturale în localități, în așa fel încât administrațiile publice să știe ce au de făcut în continuare și cum își programează investițiile. Domnule ministru, în ultimul an, vâlcenii au primit vești importante în legătură cu două proiecte privind gazele naturale. Prima a fost aceea, gazoductul Brua, investiție estimată la 478 de milioane de euro, va trece prin 11 localități din județul Vâlcea. A doua a fost apariția legii prin care introducerea și exploatarea rețelelor de gaze naturale au devenit servicii de utilitate publică, iar primăriile au primit competențe inclusiv pentru organizarea licitațiilor și valorificarea rețelelor după înființarea acestora. Există însă o problemă și foarte mulți primari din județul Vâlcea mi-au semnalat-o, în speranța că la rândul meu să vă aduc în atenția dumneavoastră, mai precis, normele de aplicare a legii prin care introducerea și exploatarea rețelelor de gaze naturale au devenit servicii de utilitate publică care se lasă așteptate. În lipsa acestor norme de aplicare, administrațiile publice locale nu pot organiza licitații și, cu alte cuvinte, această mult așteptată lege nu își atinge scopul, blocând dezvoltarea unor comunități cu potențial fantastic, așa cum la Vâlcea avem localitatea Budești. În aceste condiții, vă rog să-mi comunicați din ce cauză întârzie apariția normelor de aplicare a legii, care ar permite primăriilor să organizeze singure licitații privind introducerea gazelor naturale în localități. De asemenea, vă rog să comunicați când estimați că va fi rezolvată această problemă. În concluzie, domnule ministru, vă rog să vă precizați punctul de vedere cu privire la situația prezentată mai sus și cu autoritatea de care dispuneți să găsiți cele mai bune soluții de rezolvare. În Monitorul oficial din luna iulie a fost publicată legea 167 din 2018 de modificare a legii energiei electrice și a gazelor naturale, prin care s-a reușit mutarea concesiunii distribuției de gaze naturale de la Ministerul Energiei către unitățile administrativ-teritoriale. Astfel, unitățile administrativ-teritoriale, adică primăriile, devin autoritate concedentă și pot concesiona serviciul public de distribuție a gazelor naturale terților sau își pot înființa serviciul propriu pentru acest lucru. Conform actului normativ, cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, precum și conținutul cadru al caietului de sarcini, sunt elaborate de Ministerul Energiei și aprobate prin hotărârea Guvernului în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Normele sunt necesare unităților administrativ-teritoriale pentru a adopta hotărârile consiliilor locale privind înființarea sau concesionarea serviciului public de distribuție a gazelor naturale. Din păcate, așa cum a semnalat și deputatul Dumitru Lovin, normele de aplicare nu au fost elaborate nici până la această dată. Din cauza vremii nefavorabile, lucrările de asfaltare din zona centrală se amână, iar restricțiile de trafic anunțate nu mai sunt valabile. Ca urmare a vremii nefavorabile din ultima perioadă și a prognozei pentru perioada următoare, lucrările de asfaltare din zona centrală a municipiului se amână, iar restricțiile de trafic auto ce urmau să se efectueze pe străzile Știrbei Vodă, Carol I, Capitan Negoescu și Maior Georgescu nu mai sunt valabile. În funcție de condițiile meteorologice, lucrările și implicit restricțiile aferente vor demara la odată ce va fi anunțată din timp.
Protejați-vă apometrele de ger pentru a preveni deteriorarea apometrelor ca urmare a temperaturilor scăzute a pavilei. Vă recomandă următoarele măsuri. Dacă apometrele sunt montate în cămine, asigurați-vă că acestea au capacul închis, nu lăsați capacul puțin ridicat pentru aerisire nici pe timpul zilei. Iar dacă sunt montate în subsoluri sau pivnițe, asigurați-vă că geamurile și ușile sunt închise. Nu încercați să protejați apometrele cu materiale textile, haine, pături, din cauză că acestea păstrează umiditatea, de aceea se recomandă utilizarea polistirenului pentru protejare. De asemenea, nu folosiți focul și apă fierbinte pentru a dezgheța apometrul și branșamentul. Încercați să le dezghețați cu apă călduță. Utilizatorii pot semnala probleme legate de funcționarea apometrelor la dispeceratul APAVILESA la numerele de telefon 0250 820 010 sau 0350 802 160. Conform contractului privind furnizarea sau distribuirea apei potabile, canalizarea apei uzate, menajere și meteorice, precum și epurarea acestora în vederea evacuării în emisar, utilizatorii au obligația să ia măsuri conform recomandărilor operatorului pentru protejarea contra înghețului a instalațiilor de măsurare din căminul de apometru, dacă acesta este amplasat pe proprietatea sa. De asemenea, în procesul verbal de montaj al apometrului este menționat următorul text. Contorul rămâne în grija consumatorului, iar acesta răspunde de integritatea lui și protejarea acestuia împotriva înghețului. În cazul în care contorul s-a defectat din vina consumatorului, acesta va achita costul deteriorării, inclusiv lucrările de demontare, reparare, verificare și remontare. Reparația apometrelor constă în înlocuirea pieselor deteriorate de îngheț, iar fiecare reparație a mijlocului de măsură este urmată de verificarea metrologică, aceasta fiind o condiție impusă de Biroul Român de Metrologie. Templul handbalului feminin românesc, sala sporturilor Traian din Râmnicu Vâlcea, a retrăit perioada nu prea îndepărtată, atunci când celebrul Old Kim făcea ravagii în întrecerea internă și în Europa. Locația respectivă s-a dovedit neîncăpătoare la meciul retur din cadrul cupei EHF, un joc hotărător pentru calificarea în grupele prestigioasei competiții europene. SCM Râmnicu Vâlcea avea de recuperat un deficit de 6 goluri, diferență la care pierduse partida din tur pe terenul valoroasei formații ICAST din Danemarca. La coreografia acestui adevărat spectacol sportiv au contribuit și câteva junioare de perspectivă, componente ale clubului Chimia Râmnicu Vâlcea: Cristina Bogoslov, Ioana Mălina Petrescu, Georgiana Bărboi, Andreea Comănescu, Diana Dincă, Elena Giulia Stancu, Alexandra Dumitriu, Ioana Nicula, toate eleve ale antrenoarei Nicoleta Lazăr, handbaliste care, cu siguranță, constituie viitorul echipei reprezentative a Râmnicului. Galeria Vâlceană a marcat într-un mod original ziua de naștere a principalului Florentin Pera, antrenor pentru care, la cei 39 de ani, calificarea ar fi însemnat cel mai frumos cadou. La fel de original a fost și modul în care cele două formații și-au făcut apariția în teren înainte de startul jocului. Într-o atmosferă de vis, întreaga sală le-a salutat pe Samara da Silva, Maria Gavrilă, Ana Maria Popa, Florentina Craiu, Raluca Băcăoanu, Diana Ciucă, Marta Lopez Herrero, Iulia Dumanska, Petra Blajec, Cristina Florică, Irina Glibco, Ines Quildi, Alicia Fernandez, Natalia Vasiliuscaia, Alexandra Diana Badea, Maria Petrovici și, nu în ultimul rând, sărbătoritul zilei ajutat de Mia Rădoi, Ildico Cherecheș Barbu și Andrei Bularga. A fost o primă repriză la capătul căreia întreaga sală era în delir și asta pentru că vâlcencele recuperaseră 4 dintre cele 6 goluri, scorul consemnat la pauză fiindu-le favorabil cu 14-10. Pe parcursul actului secund, speranțele aveau să se stingă încet încet, pentru că danezele au reușit să egaleze situația și în final chiar să învingă la 2 goluri diferență, 21-19. Yeah, we know the history of this club and we don't have to speak about it. Everyone knows it's a big club here and have a good history. So, but the yeah, first of all, I'm so proud of the girls. They made the best job I have seen in this season. We are a young team. Mostly on the most of the position.
but we showed a very good attitude and game today. I'm very happy, of course. We have a lot of respect for Valcea. They have very good players and a very good home court. We saw a lot of pressure from the spectators and we were well prepared. So we're just very happy and, like Christian said, surprised that we managed to win this game. Pentru cel puțin 30 de minute, admirabilul public vâlcean a trăit meciul ca în vremurile Old Kimului, dar, din păcate, nu a fost să fie. Un meci în care noi am încercat să remontăm diferența de 6 goluri din meciul tur. Nu e simplu să joci cu o echipă de talia lui Cast atunci când are un avantaj de 6 goluri. Însă eu cred că fetele au făcut tot ce s-a putut pentru a câștiga acest meci și, bineînțeles, nu doar la un gol, pentru că personal eu n-am urmărit să câștig acest meci nici la un gol, nici la 2, nici la 5. Mi-am dorit să câștig acest meci la 7. Și sunt convins că și fetele și-au dorit la fel. Am avut un început de joc mai puțin reușit în faza de apărare, unde am luat foarte repede goluri și foarte ușor. Am schimbat sistemul de apărare în 5-1, sistem care ne-a adus un avantaj de 4 goluri la pauză. Din păcate, în repriza a doua, am început-o destul de rău. Am luat repede gol, avantajul de 4 goluri s-a diminuat tot mai mult și intram în criză de timp. Ne-au costat din nou ratările, per total am avut din nou vreo 3 ratări de la 7 metri, încă vreo 3-4 situații foarte clare de 1 la 1 și pentru prima oară, cum spun, nici poarta nu a fost la nivelul altor jocuri. Nu am avut foarte multe parade, să zic așa, să ne scoată din anumite momente dificile. Mai mult decât atât, la 17-17 am riscat totul. Mai erau, cred, 12 minute și le-am spus și fetelor, riscăm totul. Încercăm să jucăm un 4-2 agresiv sus, să scoatem două jucătoare din joc, și aici mă refer la Bogart și la Fauske, două jucătoare care au un rol important în echipa lor. Au fost, într-adevăr, momente bune în care ne-am apărat bine, am recuperat mingi, însă nu a fost suficient pentru că pe fază de atac am ratat și chiar uneori n-am avut răbdarea necesară pentru a duce acțiunile până la capăt. Seama că suntem toate supărate, ne-am dorit prea mult această calificare, cum a spus și domn profesor. Nu ne-am gândit să câștigăm la un gol, ne-am dorit să ne calificăm, asta a fost obiectivul nostru, să ne calificăm. E normal să fim supărate când conduci la pauză cu 4 goluri și după se întoarce jocul. E normal să fim supărate, trebuie să ne adunăm, să ne revenim după această înfrângere. Unele dintre noi mergem la loturile naționale și trebuie să mergem cu un moral bun, iar altele o să fie în vacanță și o să își revină cum pot. Așa s-a încheiat aventura europeană din sezonul actual. Important este că echipa vâlceană este cea mai bună din România, cunoscut fiind faptul că va încheia anul pe primul loc în Liga Florilor cu 9 victorii din tot atâtea posibile. Superliga vâlceană la fotbal a ajuns la jocurile etapei cu numărul 16 a 5-a returului.
Bun găsit de la stadionul CSS Râmnicu Vâlcea. Aici unde vom asista la un joc în care Chimia 1973 Râmnicu Vâlcea, în calitate de gazdă, locul 5 în clasament, va primi vizita ocupantei poziției a 11-a, Oltețul al 1. Întâlnirea va fi condusă la centru de Iuliana Elena Demetrescu, ajutată la cele două linii de Andreea Țârlea și Adrian Chebar. În partida din tur, chimiștii s-au impus în deplasare la al 1 cu 3-2. A nins ca în povești pe stadionul Clubului Sportiv Școlar, aici unde roșalbaștrii de la Chimia au avut ceva emoții în fața penultimei clasate din al 1. Mai puțin de 5 minute au trecut de la start, până când o centrare trimisă de Nicolae Albeanu a fost transformată în gol de Emanuel Bireruț și oaspeții au deschis scorul. Același atacant a avut șansa să profite de gafa portarului Valentin Niții, dar lobul său a trimis balonul în plasa laterală. La cealaltă poartă, capitanul chimiștilor, Praporgescu, a trimis un șut bun de la mare distanță, fără probleme pentru Andrei Cotolan, după care lovitură de teatru. De la aproximativ 40 de metri, Adrian Bireruț a trimis un trasor care și-a atins ținta și Oltețul al 1 și-a dublat avantajul. Chiar dacă nu au avut pe bancă niciun jucător de rezervă, oaspeții nu au redus turația, iar lovitura liberă executată de sărbătoritul zilei, capitanul Tiberiu Ninciuleanu, i-a creat mari probleme portarului vâlcean. Încet, încet, jocul s-a mutat din acolo, iar Ciprian Vlădoi a fost primul care a dat semnalul de alarmă. A ratat mai întâi singur cu portarul și a trimis apoi un șut plasat puțin pe lângă. Un jucător rus în echipa chimiștilor, Ilia Alieu, nimeni altul decât soțul handbalistei Natalia Vasiliuscaia, a fost autorul centrării în urma căreia George Nania l-a învins pe Cotolan și a redus din handicap. A urmat o pasă în adâncime trimisă de Ciprian Vlădoi. Ionuț Cosma a profitat de gafa lui Cotolan și a restabilit egalitatea. 2-2 a fost rezultatul pauzei, chiar dacă gazdele și-au mai trecut în cont o ocazie la șutul bun al rusului Ilia. La puțin timp de la startul actului secund a venit un nou gol al oaspeților, însă în proprie poartă. La centrarea lui Cosmin Băiță, Ionuț Cosma a trimis în lateral pentru Vlădoi, al cărui șut a fost parat de Cotolan, cel care avea să fie învins totuși de propriul fundaș, Dacian Rada. A urmat o fază la care Cotolan s-a dovedit extrem de sigur la un balon trimis cu capul din apropiere de Vlădoi, după centrarea capitanului Praporgescu. Intrat pe parcursul actului secund, Alin Savu avea să fructifice pasa perfectă trimisă de Cosma și a stabilit rezultatul final, 4-2 în favoarea chimiștilor vâlceni. Câteva concluzii despre victoria de azi. Bună ziua, în primul rând, a fost un meci destul de greu pentru noi la început. Oaspeții au avut 2-0, dar am reușit să revenim. Suntem mulțumiți de joc pe total. Trebuie să prindem play-off-ul obligatoriu și să marcăm cât mai mult. Astăzi, din păcate, cum am spus, a fost un meci greu de început. N-am fost mulțumiți mai deloc de prima repriză, însă am reușit să revenim în a doua și să ne facem jocul. La cei 44 de ani, capitanul oaspeților avea să-și treacă în cont ultima mare ocazie a meciului, o lovitură liberă executată perfect, dar deturnată în corner de portarul chimiștilor. Ați fost aproape de o surpriză de ziua dumneavoastră. Ce ne puteți spune despre meciul de azi? Cred că a fost un meci foarte bine jucat, bine disputat. Am început bine, surprinzător. Am condus cu 2-0. Noi venim cu o echipă de copii, de juniori, pe parcurs s-au tăiat, s-au speriat. Adversarii noștri au avut o echipă cu experiență și în final, pe câteva greșeli personale, rezultatul a fost 4-2 pentru băieți. Într-adevăr, fac 44 de ani, sunt juniorul din teren și una peste alta o iau ca pe o mișcare. A fost o zi frumoasă și sper până diseară să o continui așa. Pentru că odată faci 44 de ani. Un început promițător, ce ne puteți spune despre meciul de azi? Da, am început bine, din păcate n-am putut menține ritmul, am avut foarte mulți jucători lipsă. În ultimul timp ne confruntăm cu astfel de probleme, deoarece jucătorii noștri aleg alte activități în loc de fotbal. Nu știu care este motivul, dar în iarnă o să iau măsuri drastice împotriva celor care nu se prezintă la meci și o să renunț la serviciile lor. Mai bine cu copii decât cu vedete.
În etapa următoare, Chimia va juca în deplasare la FC Băbeni, în timp ce Oltețul Alunu va primi vizita celor de la Unirea Tomșani. Atât de la arena situată pe malul Oltului, pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Deaconescu și Paul Mocanu. Etapa cu numărul 16 din Superliga Vâlceană la fotbal continuă cu un joc ce poate fi considerat derby. Așadar, am revenit pe stadionul CSS Râmnicu Vâlcea. Aici, unde ocupanta locului 8, DCM Râmnicu Vâlcea, aflată la numai 3 puncte distanță de play-off, va încerca să egaleze la puncte ocupanta locului 6, Cozia Călimănești, formație care astăzi îi va fi adversară. Partida va fi condusă la centru de Iuliana Elena Demetrescu, ajutată la cele două linii de Mihai Schianu și Ionu Zaharioiu. În turul campionatului, cele două protagoniste de astăzi au terminat la egalitate 2-2. Clubul finanțatorului Dorinel Bălău, DCM Râmnicu Vâlcea, este nou înființat și, după primele 15 etape jucate în Superligă, își trecuse în cont 4 victorii, 5 egaluri, 6 înfrângeri. Un palmares pozitiv, se poate spune, ținând cont de faptul că echipa s-a conturat în vara acestui an și chiar debutase cu victorie în campionat, 2-1 pe teren propriu cu Stejarul Vlădești. În jocul din runda cu numărul 16, gazdele în echipament roșu-negru nu au prins o zi prea bună în fața Coziei din Călimănești, formația aflată în mare revenire de formă. Trupa antrenorului Vasile Ilinca venind pe arena din Râmnicu Vâlcea după 3 victorii consecutive. De altfel, oaspeții au și deschis scorul în urma unei centrări trimise de pe partea stângă de Andrei Talpoș în fața porții, acolo unde, urcat în atac, capitanul Alexandru Ștefan a înscris pentru 0-1. Celălalt capitan, Octavian Mihai, a trimis un șut centrare, fără probleme pentru Bogdan Buzilă. Ne mutăm din nou la poarta gazdelor, acolo unde de un șut al lui Talpoș a fost deviat de Vasile Căpruci, balonul a ajuns la Silviu Rădoi, care a scos înapoi, pentru șutul bun al lui Mădălin Chiripuș, la fel de bună fiind și intervenția portarului Constantin Giumelea. Gazdele au avut șansa egalării în urma unui corner de pe partea dreaptă, însă reflexul lui Buzilă la lovitura de cap a lui Vasile Daniel Alexa a trimis balonul în corner. Prima parte s-a încheiat cu două ocazii ale oaspeților, semnate pe rând de Andrei Talpoș, respectiv Silviu Rădoi, ambele rezolvate de Giumelea. A fost 0-1 la pauză, iar în debutul actului secund, un șut expediat de Andrei Talpoș a zguduit transversala, după care gazdele au fost aproape de egalare la șutul trimis la colțul lung de Adrian Ioan Voina. La fel de periculos a fost și șutul trimis în fața porții de Ștefan Pană, dar Buzilă a fost la post. Capitanul gazdelor, Octavian Mihai, a fost și el la câțiva centimetri de golul egalizator. La cealaltă poartă, Rădoi nu a profitat după devierea greșită a lui Constantin Țapu și a tras în Giumelea. O nouă șansă pentru gazde a fost irosită de Voina, care a trimis bine, însă peste transversală. Un 2 inițiat de Rădoi, în colaborare cu Mădălin Chiripuș, a urmat centrarea la colțul scurt, acolo unde Andrei Talpoș i-a luat fața lui Căpruci și a dublat avantajul Coziei. A urmat o centrare a lui Alexa pentru oprișor, dar Buzilă și-a făcut din nou datoria. Cu 10 minute înainte de final, Nonis Duca i-a trimis printre lui Mădălin Chiripuș. Preluare scurtă, centrare pentru Silviu Rădoi, cel care a înscris cu tot efortul lui Căpruci, care a scos balonul după ce trecuse de linia porții. Partida s-a încheiat cu un balon trimis de Adrian Mazilu la încheietura barelor, fără efect pe tabela de marcaj, astfel că oaspeții de la Cozia Călimănești se impun cu 3-0, consolidându-și în acest fel poziția a 6-a. Câteva concluzii despre meciul de azi. A fost un meci bun făcut de echipa noastră, am respectat indicațiile domnului antrenor, și ne-am făcut treaba bine în teren și am reușit să câștigăm astăzi. O victorie clară, ce ne puteți spune despre meciul de azi? Da, meciul de astăzi pentru noi a fost un meci foarte important, pentru că trebuia să câștigăm neapărat cele 3 puncte pentru a fi siguri că prindem play-off. Eu zic că cu aceste 3 puncte și cu victoria de sâmbătă cu Miheștiu, 60% sigur suntem în play-off. În ciuda acestei înfrângeri, DCM Râmnicu Vâlcea își păstrează poziția 8-a în clasament, dar s-a distanțat la 6 puncte de ultimul loc de play-off. Ați pierdut din păcate, ce ne poți spune despre meciul de azi? Un meci disputat. Am jucat puțin mai slab ca ei, focați de poartă ambele echipe și cam asta a fost.
Am bătaie 3-0, au fost mai buni. Ce ne puteți spune despre meciul de azi? Da. Ce să spunem? Diferența a făcut-o antrenamentele. Se vede că iau antrenamente, noi nu avem. Asta e. Ce putem să facem? La anul încercăm să construim ușor-ușor, primul an. Nu ne-am făcut de râs. Asta e. Dacă nu marcăm, ai o ocazie, două și nu marchezi, te taxează. Eu am avut 4-5 ocazii, 3 goluri. Noi am avut 5 ocazii, niciun gol. Asta e. Diferența de antrenament. Câteva concluzii despre meciul de astăzi. Eu zic că un meci disputat, un plus pentru Cozia. Cu ocazia asta felicit ambele echipe pentru efortul făcut. Mai pragmatici, dacă la un moment dat am crezut că se echilibrează jocul, nu s-a echilibrat. Ratări de ambele părți, ce să spunem mai mult de atât. Poate data viitoare va fi mult mai bine. Felicităm în primul rând competitorii, pentru că dacă nu s-ar implica, nu ar fi dezvoltat sportul. Acum, pentru viitor, eu zic că sunt cu 2-3 achiziții la DCM pe care eu îl susțin și cu domnul Dorinel Bălău, se va face mult mai bine. În etapa următoare, Cozia Călimănești va primi vizita celor de la AS Mihăiești, în timp ce DCM Râmnicu Vâlcea va juca în deplasare cu AS Râmnicu Vâlcea 2016. Atât de la arena Clubului Sportiv Școlar, pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Deaconescu și Paul Mocanu.